Bine v-am găsit la o poveste mai scurtă de data asta. Aș vrea să vă povestesc despre o carte foarte frumoasă, apărută la editura Herald, se numește Înțelepciunea șamanilor. Este scrisă de Don José de Ruiz, fiul celebrului Don Miguel de Ruiz, care de altfel semnează și prefața cărții. Este o carte despre șamanismul toltec, care este scrisă extraordinar de accesibil pentru cei care n-au înțeles, n-au căutat, n-au cercetat sau care vor să înceapă să se uite puțin dincolo de marginile realității. În afară de o grafică extraordinară, cartea este extraordinar de mică și de clară și uitați-vă ce frumos structurată. Vine cu o perspectivă care aș spune că este și interculturală. De exemplu, vorbim despre termenul de șaman, care a fost atâta de vehiculat și nu se mai știe ce e șaman, ce e vrăjitor, ce e vindecător, ce e preot. Vine cu o definiție provenită din șamanismul toltec, pe care o pune în paralel cu budismul tibetan. Și spune așa, că șaman înseamnă cel trezit. Exact cum Buddha le-a spus ucenicilor lui că el este cel trezit. Trezit la ce? Trezit la o altă formă de percepție a realității în care putem să ne dăm seama mai bine despre relații, conexiune și dependență. Și dacă ne uităm la felul în care începe cartea cu explicarea termenilor cheie, o să găsim acolo niște lucruri foarte interesante. Am să menționez doar doi sau trei termeni. Primul este cel numit cunoașterea tăcută. Acea cunoaștere care transcende discernământul sau gândirea rațională. Cunoașterea tăcută este înțelepciunea profundă, instinctivă, care există în tot ceea ce este. Să cunoști cu inima, spunem noi. Un alt termen extraordinar este domesticirea. Pentru că ne învățăm copiii să mănânce frumos cu cuțitul și cu furculița, să-și lege și returile, dar în procesul ăsta pe care noi îl numim educație, omitem niște lucruri esențiale, cum ar fi ideea de conectare, înțelegerea că ceea ce ne imaginăm poate să devină realitate și așa mai departe. Deci acest proces de domesticire seamănă cu tăierea aripilor unui fluture. Cartea are multe capitole care reflectă din plin înțelepciunea toltecă, dar pe care le-am regăsit și în șamanismul nord-american, asiatic, groenlandez și așa mai departe. Are povești și mă uit că el vorbește despre importanța poveștii într-o epocă în care și noi avem nevoie să avem povești, fiindcă poveștile ne învață și ne vindecă. Mai sunt aici o grămadă de exerciții pe care vi le recomand cu căldură. Sunt exerciții destul de intuitive și concluzii care pentru mine personal, fiindcă cercetez de mult povestea șamanică în direct, au foarte mult sens, dar la fel de mult sens pot să aibă pentru cineva care nu a întâlnit niciodată concepțiile șamanice. Vorbim despre exemple povestioare care ne dau lecții de viață și unul din lucrurile pe care le spune, în afară de conectare, de care o să vorbim imediat, este despre întărirea atenției conștiinței lăuntrice. Și spune așa, întărirea atenției conștiente lăuntrice vă ajută să vă eliberați de propriile negativități. Conștientizarea și atenția conștientă este o practică atât de importantă încât toate celelalte instrumente prezentate în această carte
sunt condiționate de aceasta. Nu-ți poți investiga propriile domesticiri, judecăți de sine, resentimente sau credințe de orice natură care te împiedică să străiești adevărul decât după ce devii conștient de ele. Și aici suntem pe pilotul automat, pe care, din păcate, mulți dintre noi funcționează. Ne-am învățat să funcționăm într-un anumit fel și felul ăsta nu este neapărat cel mai productiv pentru noi. Morala poveștilor lui Don José de Ruiz este că trebuie să înveți să trăiești între judecată și discernământ, că trebuie să înveți să te conectezi cu tot ceea ce există și că dacă am omis să exersăm lucrurile astea când eram copii, asta înseamnă că trebuie să recuperăm materia acum când suntem adulți. Despre conectare vorbește foarte mult, vorbește despre poveștile din junglă, vorbește despre animalele totem, vorbește despre natură în general și nu aș face altceva decât să citez unul dintre șamanii cu care am lucrat, care a zis, trebuie să învățați să vă conectați cu natura. Și am întrebat, dar de ce trebuie să ne conectăm cu natura? Și s-a uitat la mine ca la un copil mic și prost, cu o milă infinită și a zis, păi dacă nu învățați să vă conectați cu natura, cum o să puteți să vă conectați unii cu alții? Deci uitați-vă că un lucru pe care ei îl consideră atât de natural, la noi în Occident, e aproape dispărut. Nu îi mai simțim pe ceilalți. Și deși există curente destul de puternice care vor să reînvie această inteligență a inimii, și vorbim aici despre inteligența emoțională, așa cum a fost ea reformulată în secolul 21, încă mai avem mult de parcurs până să înțelegem că mai avem un creier care este în inimă și care, în general, e mult mai deștept decât cel din cap. Românii au o zicală pentru asta și spun, fă ce-ți spune inima. Deci, faceți ce vă spune inima, citiți-l pe Don José și hai să ne apucăm de undeva să ne deschidem șantierele proprii de arheologie personală. Vă mulțumesc!